Silvester, bă, Silvester, hai să băgăm și noi un fotbal ca băieții. Oh my god, bă, de ce iar ești fată? Păi cum adică de ce? Păi de ce? Întreabă-l pe Patrocle. Oh my god, bă, m-a nebunit ăsta. Iar a făcut toți mobii fete. Bă, potaie, bă, lasă bă mașinăria asta și nu mai transforma pe toți în fete. Că vreau și eu să bag un fotbal ca băieții. Cum să bagi fotbal ca băieții dacă ești fată? Ce? Ce? Bă, ce-ai făcut, bă? Am zis să te fac și pe tine, fată. Să mă faci și pe mine, fată. Bă, fă-mă înapoi. Oprește chestia asta. Cum adică să mă faci fată? Bă, dar ce-i drept? Sunt destul de drăguță. N-aveți ce să zic. Bine, lasă-mă. Ok, fă-mă la loc. Cum mă faci la loc? Trebuie să apăs pe maneta asta. Nu, am revenit. Hai că am revenit la normal, dacă e. Bă, oprește chestia asta. Nu poți să opresc? Cum adică nu poți să oprești? Cum revine înapoi la normal? Trebuie să bați Ender Dragon-ul fată? Ender Dragon-ul fată? Ce mai ai transformat și dragonul fată? Cam așa ceva. Oh my god. Astăzi, băi și fete, mobii din Minecraft sunt transformați din nou în fete. Știți că am mai făcut un clip de genul, dar de data aceasta avem alți mobi pe care i-am transformat în fete. Și după cum vedeți, potaia m-a cam transformat și pe mine, fată. Așa că ca să revin înapoi la normal trebuie să bat Ender Dragon-ul fată. Dar până la Ender Dragon-ul fată avem o grămadă de mobi noi pe care aș vrea să-i vedem. Păi bun, hai să nu mai pierdem timpul și să luăm toți acești mobi să vedem cum arată, băi și fete. Bun, sunt și eu, am autobazuca completă acum. Iar acum hai să vedem primul mob. Și primul mob pe care l-am pe listă este un Trader Llama. What? Uite cum arată, frate. Bă, gen, asta e lama wandering traderului, știi? Adică tipul ăsta sau tipa asta mai nou. Frate, uite cum arată. Ia să vedem, are și traderi? Da, bă, dar are și traderi aparent. Și eu sunt tare curios dacă fetișcana asta lama o să mă scuipe acum. Ia să vedem. Bă, văd că doar fuge. Nu e, mă, pentru că e fetiță, e politicoasă, nu scuipă, vede? Hai că nu scuipă dacă e... Mi-a dat cu scuipatul ăla direct în ochi. Bă, nu știi că nu-i frumos să scuip ca o fată? Bine, nu-i frumos să scuip în general, dar în fine... Ia uite, bă, ce flec, bă, mi-a dat între ochi. Bă, dă-te încolo de lama împuțită. Cum să mă scuip, bă, dă-te... Pirai tu să fii de lama împuțită. Gata, pa, lama. Dar efectiv cât de troll, uitați-vă și voi. E o fată cu corp de lamă. Da, foarte urât din partea ei să scuipe. Dar hai să vedem și alți mob, băie și fete. Avem aici o albină. What? Uitați-vă cum arată albinuța fată. Băi, ești nebun, cât de cute e. Și ia să vedem acum dacă o să dăm în ea. Oare o să se înfurie? Ia să vedem. Wow, uite că și-a făcut ochii roșii și-a scos cuțitul. Bă, uite, are un cuțitaș și mână. Dă-te încolo, s-a înfuriat albinuța. Fetița albinuță s-a înfuriat. Ok, ia, cum atacă? Ok, cream că o să fac o tumbă sau ceva. Bun, văd că acum nu mai e furioasă. Dar vedeți când se înfurie, se fac ochii roșii. What? Și se înfurie și albina de pe căpățână, vedeți? Fii atent că normal albina asta are ochii normali. Și acum dacă îi dau una, bă, m-a făcut și pălăria ochii roșii. Ok, hai să omorâm pe copilul Ciciobelo care vrea să mă omoare. Ok. Ok, hai să vedem următorul mob, băie și fete. Care următorul mob este un șulcăr. Ok, uite șulcărul. Omul, stai că și asta scuipă. What? Bă, de unde scoate mingile astea? Bă, voi vedeți de unde scoate mingile? Ok, modul ăsta ar trebui să fie interzis, pe bune, dacă nu. Frate, ce se întâmplă? What? Ia, hai să dăm în ea. What? Bă, uite unde pune mâine. Bă. Ok, modul ăsta nu e ok deloc. Fii atent că dacă dau... De ce pune mâinile așa? Ok. Da, modul ăsta e tare ciudat, tare ciudat. Bun, hai să spargem mingile de scuipați. Și acum hai să omorâm șulcărul ăsta, fată. Bă, dar uitați-vă și voi cât de tare arată. Și efectiv, uite, acum poate să bage și capul la cutie, vedeți? Ok, știi ceva? Hai să omorâm șulcărul ăsta. Ia de aici. Bă, dar nu te lovesc acolo, de ce pui mâinile acolo? Uite că și-a băgat capul la cutie. Oh, nu, m-a prins în aer. Sub copac, repede, nenică. Ok, tot trage cu migiuci de-astea după mine. Oh, m-a nimerit iară. Nu ia bună, vin două. Sper să nu le încasez în plin. Bam. Hai că trebuie să scăpăm de șulcărul ăla neapărat. Hai, dă-i pe ea. Bă, dar nu te lovesc acolo, nu mai pune mâna
acolo. Ok, bun, am omorât-o în sfârșit. Doamne, tare ciudat șulcărul ăsta, sincer să fiu. Hai să vedem un alt mob, băie și fetiș. Următorul mob este un păienjenicu sau o păienjenica, mai bine zis. Frate, uite cum arată păienjenica aici de bun. Puta, arată destul de normal, sincer să fiu. Dar nu pare nimic dubios la fetișcana asta. Ia, hai să dăm pe el. Ok, ia uite cum ridică mâinile. Sare pe mine. Uite ia, mâinile în aer. Nu te duci pe la concert, mâinile în aer. La concert. Ok, ok, hai să omorâm pe Ingenica. Ok, următorul mob este tare interesant, băi și fete. Vreau să spawnăm acum un guest. What? Uite cum arată guestul, ești de bun. Frate, efectiv e o fată care zboară pe cer. Oh my god, cât de tare arată. Ia, hai să vedem dacă putem să o liberim. Ia de aici. Ok, nu cred că pot să o liberesc. E mai greu de liberit acum, că e mult mai mică. Hai să jucăm volei cu fetișcana asta. Come on. Ok, acum o să o liberesc din plin. Oh da. Rest in pepperoni. Ia, hai să mai spawnăm o dată fetița guest. Opa, unde fugi? Unde fugi, fetița guest? Vino cu acei. Hai mă frate că vreau să o fac și eu mai de aproape. Ok, ok, stai că coboară. Bun, i-am dat mare bucată. Bă, dar voiam să o fac și eu mai bine. Bă, că are o pălărioară de guest, vedeți și voi? Are o pălărioară de guest, efectiv. Ok, hai să dăm pe ea. Hai, trecem cu aceea și o lovim. Mamă, iară trebuie să joc volei cu asta mică. Ok, bă, dar e greu de rău de tot de nimerit acum. Pentru că nu are hitbox-ul la fel de mare. Ok, nu mai am chef să mă joc volei cu asta. Hai, lasă-mă în pace, guestule. Pa, pa. Ok, cred că m-a lăsat în pace totuși. Bă, de ce scuip, mă? Păi ce ți-am mai zis eu ție, bă, că roi frumos să scuip? Ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Avem o fată delfin, băi și fete. Hai să o punem în apă să vedem. What? Uite cum arată delfinașul ca fată. Efectiv e o sirenă. Păi vedeți? Mamă ce tare. Oh, și mi-a dat și de asta să not mai repede. Hai, fii atentă, not cu sirena. Uite cum vine sirena după mine. Oh my god, cât de tare a fost chestia asta. Bă, uite cum sare. Bă, sare sirena din apă. Ia să vedem, acum avem o fată măgar, băie și fete, uitați-vă și voi cum arată fata măgar. Bă, seamănă destul de mult cu fata la mă, sincer să fiu, dar hai să vedem dacă putem să călărim măgărușul ăsta, stați așa să dăm sabia. Și, ia uite ea că merge să călăresc. Oh my god, nu pot să cred, și uite a mers să și îmblânzesc măgarul ăsta. Lol, bă, dar sunt cam mare pentru măgărușul ăsta, sincer să fiu. Pentru fetișcara măgar, cred că cam doare spatele. Ok, hai să coborăm de pe măgărușă. Practic de troll arată, nu pot să cred. Ok, hai să vedem acum cum arată o oaie. What? Uite cum arată oaia. Bă, ești nebun cât de tare arată oaia. Bă, ce frate, oaie cu buricul gol, ești nebun? Și de ce e urecheată oaia asta? Vedeți ce ureche are, clăpăuge. Ok, sunt curios de o chestie. Cum ar fi acum să tundem oaia? Ok, sunteți și voi la fel de curioși ca mine ce o să se întâmple dacă o să tundem oaia? Ok, sunteți pregătiți? În 3, 2, 1 și hai să tot de... Bă, nu pot să cred că s-a întâmplat chestia asta. Ok, ok, stai acolo, stai după tu fiști, te rog, frumos, bă, nu te... Ok, chestia asta ar trebui să fie ilegală, bă, nene, cum să se întâmple chestia asta? Bă, chiar nu mă așteptam la treaba asta, uitați-vă și voi ce se întâmplă, bă, dacă rămâne fără lână. Ok, chestia asta ar trebui să fie legală. Și stai așa un pic. Hai să o tundem și pe asta și acum putem să le și împerechem. Oh my god, nu pot să cred. E și bebe oaie. Ok, stai, putem să-l tundem și pe ăsta. Ok, bebe oaiele, nu cred că merge tuz. Bebe oaiele, hai că am vorbit. What? Uite că a mâncat iarbă. Auzi, bebe oaie, spune și tu lui mămica sau lui tăticu să se mai îmbrace. Bă, care e mama și care e tata? Ar fi destul de ciudat ca una dintre astea să fie tata. Da, clip ăsta se duce într-o direcție greșită. Ok, o să mă retrag încet și hai să vedem alți mob, băi și fete. Doamne. Oh, da uite că i-a crescut lâna. Domnișoara oaie, nu ți-e cam cald? Aia zic, bă, ok, am plecat. E, ca între fete, până la urmă și eu sunt tot o fată, nu-i așa? Ok, să lăsăm gluma la o parte. Acum hai să trecem la următorul mob, băi și fete. Care următorul mob? Este un liliac. What? Uite liliacul. Bă, frate, uite liliacul fetișcană. Bă, dar nici măcar nu pot să văd bine liliacul ăsta, că se fâțâie prea mult. A, uite, cât de mic e, doamne. De fapt, cât de mică, că e o fată. Mamă, pe asta nici măcar nu pot să prind să o omor, efectiv. Ia să vedem ce mai avem noi aici. Hai să vedem cum arată fetița Phantom. What? Uite-te și tu cum arată, lol. Ok, hai să o punem sub copac ca să nu mai ia foc. Frate, uite cum arată fata Phantom. Lol, cât de tare arată. Ești de bun?
Ok, uite cum încearcă să se ducă în aer. Bă, nu te duce, bă, că o să iei foc. Ok, hai să o oborâm. Pa, pa, fetița Phantom. Aia încă stă în aer acolo. Ok, cred că a murit și aia. Hai să vedem acum cum arată un silverfish. What? Uite, ăsta-i silverfish-ul, bă. Ăsta-i șobolănelul, nu pot să cred. Uite cum arată șobolănelul, ești de bun? Bă, care erau șansele să arate așa un șobolănel? Bă, bă, e la mișto. Frate, efectiv din chestia aia super mică e dita mai fetișcana. De ce ăsta-i silverfish-ul, băie și fete? Vă vine să credeți? Ok, și uite care silverfish-ul în cap. Ok, hai să omorâm, hai să omorâm. Bă, dar nu pot să o atac. Ok, bă, merge să o atac, dar trebuie să atac jos. Ok, am omorât-o. Doamne, nu pot să cred că șobolănelul efectiv era o fetișcană atât de mare. Ia, ce mai avem aici? Avem un schelete. What? Fata schelete, de fapt, nu e schelet. Stai, ce? De ce are piele fata schelet? Că până la urmă ar trebui să fie un schelet, nu? Văd că are cap de schelet pe ea. Adică are o pălărie cap de schelet. Ok, hai să o omorăm până nu ne omoară ea pe noi. Ia de aici. Bă, unde sunt oasele, frate? Ia, acum hai să vedem cum arată fata iepure, băieți și fete. Ia, cum ar arăta un iepure dacă ar fi fată? What? Uite cât de drăguț e. Bă, uite cum sare. Și țopă e fetișcana asta, dă-te încolo de aici. What? Și oare sunt mai multe feluri? Da, uitați-vă că sunt mai multe feluri de iepurași. Uite, sunt niște fetițe saltărețe. Bă, și cât de mici sunt efectiv. Ok, sunt super mici. Ia stai așa, cum ar fi să facem un pui? Bă, uite cât de mică e asta. What? Și cât de mică e, a reușit să sară un bloc întreg. Ești de bun? Ok, iepuricile, uite iepuricile. Bun, aici am o găleată, băie și fetiș. După cum vedeți, se află o fetișcană în el. Pentru că găleata asta, de fapt, se află un axolotl. Așa că hai să vedem cum arată fetița axolotl. Bă, ești de bun, uite cum arată. Zici că e în pijama și atacă squidurile. Efectiv, ăsta zici că e un... zici că e un bebeluș, frate. Efectiv, zici că e o fetiță bebeluș. Pe bune, dacă nu, o fetiță bebeluș în pijamale. Ia, ce mă mai avem aici? Aici avem un piglin, băie și fete. What? Uite cum arată fata piglin, bă, nebuno. De ce mă ataci, bă? Eu de ce mă atacă fata piglin? Bă, dai drumul de aici. Ok, am omorât-o. Cam periculoasă fata piglin, nu știu ce să zic. De ce mă atacă, mă, fata piglin? What? Uite-te la ea, bă, nene. Ia, sunt curios dacă o să se transforme în fată zombie piglin. Hai să vedem, se transformă, că știu că ăsta dacă stă în overworld destul de mult ar trebui să se transforme în zombie. Ok, ok, sper să nu mă omoare totuși. Bun, 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 ok, s-a transformat. What, uite cum arată acum. Lol, cum arată, nu pot să cred. Și acum mă lasă în pace, nu mă mai atacă, vedeți? Și parcă are o scăfârlie de piglin zombie pe cap. Bun, hai acum să trecem la lucruri mai serioase, băieți și fete. Și după cum vedeți, mi-am pus armură de netherite. Pentru că o să ne batem cu o fetișcană un pic mai dură. Și anume, o fetișcană Ravager. What, uitați-vă la ea cum arată. Bă, dar la ce distanță îmi dă asta? Bă, deci uite cum arată Ravager-ul ca și fată. Lol, e cam troll. Bă, dar cum atacă de la distanța aia? Ok, hai să omorâm pe fetișcana Ravager. Ia de aici. Nu, ce coarne are. Dă-i drumul de aici, fetișcana Ravager. Hai, mori. Mori. Bă, cât de mici îmi dă. Ia de aici, fetișcana Ravager. Bam, și am omorât-o. Și mai am un ultim mob pe care vreau să-l vedem înainte să mergem la dragon, băie și fete. De fapt la dragoniță, ca să zic așa. Și anume acest mob este un magma cube. Ok, what? Uite magma cube cum arată. Stai așa un pic. Uite, ăsta e un magma cube mare, vedeți ce diferență? Ok, dar de ce e magma cube mare în kiloți? Da, videoclipul ăsta nu se duce într-o direcție bună. Chestia asta e foarte ciudată. Ok, hai să omorâm magma cube mare. Că poate mai pune niște haine pe ea. Hai că a pus haine dacă e. Bă, de ce copilul ăsta mic e îmbrăcat? Uite cum trebuie și astea sunt așa despuiate, frate, ce chestia asta? Băi, la mișto. Ok, băi și pete, cred că am ajuns la punctul culminant. Și anume punctul în care vom merge să ne batem cu fata Ender Dragon ca să revenim înapoi la normal. Oh da, și dacă n-ați făcut-o până acum, băgați și pe acolo neapărat un like, băi și pete. Ok, băi și pete, și am ajuns la Ender Dragon-ul fată. Uitați-vă și voi cum arată efectiv. Vedeți, arată mai girly și așa, dar gen, bine, mă așteptam să fie o fetiță, gen, o fetiță normală. Opa, da, chiar e fata aparent, după cum vedeți. Da, ei bine, nu mai contează. Hai să omorâm Ender Dragon-ul fată ca să revenim înapoi la normal. Oh, oh, ok, ok, hai că nu era să mă omoare dacă e ceva. Bun, hai să omorâm doi pe ea. Ia de aici, ia de aici. Ok, vreau să mă fac înapoi băiat ca să mă duc și eu la un fotbal corect. Oh, what? Ce-s chestiile astea? Bă, cu ce-s ăștia?
Ok, nu știu ce scumobi ești aici. Bă, pirați voi să fiți. Stai mă, așa că pot să le dau și eu cu barcul. Bă, ce-s bă chestiile astea? Sunt niște glow squid-uri care arată ca placeman și trag cu chestiile astea. Am uitat cum îi zicea la chestia asta. Bun, hai să dăm după Ender Dragon-ul, fată. Hai, trecem cu ace. What? Și uite că avem și Enderman fete aici, vedeți? Lol, ce tare. Ok, ia hai că bag eu Enchanted Golden Apple-ul ăsta. Uite cum arată Enderman-ul, fată, lol. Ok, dar hai să ne ocupăm de Ender Dragon acum. Ok, uite că coboară Ender Dragonița. Bun. Hai să-i dăm la căpățână, la gâtleajă. Bam. Hai că nu mai are multă viață, jumătate viață. Ok, cred că ar trebui să o omor, sincer să fiu. Bam. Nu, m-a aruncat în aer. Mamă, și e nașpa că eu nici nu am water bucket. Bun, hai să-i dăm cu Marcu. Ia de aici. Ok, coboară iară Ender Dragonița. Ia de aici. Ok, hai să-i dăm la căpățână. Ia de aici. Bam. Hai că mai are super puțină viață. Cred că un hit și bam, let's go. Ok, și-am omorât Ender Dragonița, băie și fete. Și acum cred că ar trebui să revin la normal, nu-i așa? Bă, nu se întâmplă nimic deocamdată. Oh, sau ba da, what? Am revenit înapoi la normal, în sfârșit. Ok, și Endermenii sunt Endermenii aparent. Let's go, bun. Da, mă, nenică, am revenit înapoi. Acum sunt iară băiat. Ok, păi bun, băie și fete. Deci dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați în caz că l-ați făcut-o. Iar noi o să ne vedem, bineînțeles, data viitoare. Salut!